Distanța, cam 1000 de kilometri. Diferența, 20 de ani. Vorbesc despre diferențele dintre sistemul de sănătate din România și cel din Austria, spre exemplu. La Wiener Private Clinic, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, unul din trei pacienți internaționali este român. Tot aici au fost tratați în primele 10 luni din 2021 peste 950 de pacienți români. Online, peste 200. O creștere cu 50% față de anul 2020. Aici, pacienții români au asigurați trei manageri de caz, vorbitori de limbă română. Aceștia oferă consiliere personalizată fiecărui pacient în parte și îl ajută cu toate etapele până la intrarea în întâlnirea fizică sau online cu specialistul. Au clinicile românești un mare minus în fața celor occidentale? Vorbim despre asta cu Emma Hafner, cea care coordonează activitatea de marketing și business la internațional la Wiener Privat Clinic. Bună dimineața. Mulțumim că sunteți alături de noi. În primul rând, de ce aleg românii serviciile medicale din afară, din Viena, spre exemplu, comparativ cu România, și care sunt cele mai cerute servicii medicale? Mulți pacienți români, dar nu numai români, și din alte țări europene, aleg să vină în Viena pentru problemele lor medicale, pentru că medicina vieneză oferă pacienților niște beneficii mai greu de găsit în alte țări. Medicina în general este o știință care avansează repede, evoluează mult, atât din punct de vedere al noilor medicamente care apar și care sunt autorizate, a tehnicilor și abordărilor terapeutice, dar și a tehnologiei medicale. Mulți dintre medicii vienezi rămân foarte activi atât pe partea clinică în lucru cu pacientul, dar și pe partea științifică, iar acest lucru îi menține foarte competitiv la nivel internațional. O să vă dau un exemplu din cadrul spitalului nostru. Mai mulți de 9 medici care tratează pacienți în spitalul Wiener Privat Clinic au fost cotați în top 1%, 2% al oamenilor de știință din lume într-un ranking organizat de către Universitatea Americană Stanford în anul 2021. Așadar, acești medici, prin lucrările lor științifice care sunt publicate și acceptate și peer review la nivel internațional, contribuie efectiv la dezvoltarea medicinei moderne. La rândul nostru, spitalul în sine a fost certificat ca unul dintre cele mai bune spitale din lume tot anul trecut, tot de către o instituție americană, revista Newsweek. Criteriile cele mai importante sunt calitatea actului medical, dar și feedback-ul pacienților și al medicilor. Deci, pacienții români sau indiferent din alte țări caută să fie tratați de medici, de spitale care sunt recunoscute pentru competența lor și pentru actul medical. În ceea ce privește pacienții români, cele mai accesate servicii medicale sunt oncologia, traumatologia, chirurgia complexă, inclusiv cea oncologică, chirurgia nervilor periferici, chirurgia reconstructivă, dar și diagnosticarea unor probleme medicale neclare. Deci pur și simplu nu își găsesc diagnosticul în țara lor, respectiv românii în România. Și aceste servicii sunt accesibile în Wiener Privat Clinic la un nivel de competență extrem de ridicat. Cum a evoluat numărul pacienților de când ați deschis birourile de reprezentanță și cu ce servicii personalizate a venit spitalul în întâmpinarea lor? Într-adevăr, noi avem două birouri de reprezentanță în România, în București și în Timișoara, și aceste birouri au făcut două lucruri. Pe de o parte, a crescut vizibilitatea noastră în ochii pacienților români. În felul acesta ne-am apropiat de ei și le-am acordat informațiile de care aveau nevoie pentru a înțelege complexitatea actului medical din Wiener Privat Clinic. Dar foarte important este că această organizare, atât prin birourile de reprezentanță, cât și prin organizarea făcută aici, este dedicată pacientului internațional, pentru ca pacientul să primească de acasă, în prealabil decizie lui de a veni la noi, în prealabil venirii lui în Viena,
să primească toate informațiile de care are nevoie în limba lui. Respectiv, se creează un dosar medical, acest dosar prealabil, acest dosar medical este transmis medicului potrivit din spitalul nostru, medicul face niște recomandări pentru următorii pași, pacientul știe de la bun început care vor fi pașii, ce medici va cunoaște, ce medici îl vor primi, care sunt costurile. Deci toate aceste întrebări sunt răspunse înainte ca pacientul să decidă sau să facă excursia în sine. Organizarea este făcută în așa fel încât pacientul să aibă transparență maximă și, bineînțeles, să aibă toată încrederea că odată ajuns aici va primi exact serviciile pe care le caută și care i-au fost configurate în prealabil. Și care sunt diferențele dintre tratamentul sau modul în care un pacient este tratat în Austria comparativ cu România? Deci tratamentele pot diferi atât prin noile tehnici terapeutice, cât și prin noile medicamente ce sunt autorizate în Austria și poate nu sunt autorizate în altă parte. Mai important este faptul că abordarea pacientului în general este una multidisciplinară. Cel mai adesea cazul medical este abordat de către o echipă de medici care preferă să colaboreze pentru a identifica tratamentul personalizat specific necesar acestui pacient. Un alt aspect foarte important, în special în Wiener Privat Clinic, este diagnosticul foarte minuțios și precis. Este un punct foarte critic de la care nu se face rabat și care, în mod special în cazurile oncologice, este piatra de temelie a unui tratament corect. De multe ori, poate în alte instituții, nu știu, se trece mai ușor, se trece mai rapid prin faza de prin faza de diagnosticare, iar acest lucru nu este benefic pacientului și nu are cum să ducă la tratamentul corect pentru pacientul oncologic. Vă mulțumesc mult pentru informații. Cu plăcere. O zi bună.